Să mergem. Trebuie să mă ascund în tufiș și să trag cu arcul în mâncare. Hei, ai grijă de lucrurile noastre. Noi plecăm să vânăm ceva, da? Ok, voi avea grijă. Haide. 2, 3, 4. Ok. Voi lua arcul de aici și voi trage mâncarea aia ca să explodeze tot. Bine. Întâmplat. Pita, ne-au luat foc tabăra, lucrurile și proviziile. Acum de unde vom mai lua lucrurile astea? Oaie proastă! Oh, uite ce ne-a făcut! Doamne, oaia asta! Acum au rămas fără provizii. Uite, un arc proaspăt. Este de la Candice. Este vina ei. Haide, trebuie să o urmăm. Oh, nu! Fă venit după mine! Mă duc să chem pe Ru! Repede! Să vedem dacă e în siguranță! Ce se întâmplă? Ru nu-mi răspunde! Oh, Doamne! Candice! 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 Oh, nu! Ru! E în pericol! Ești prinsă într-o capcană. Nici o grijă, totul va fi bine. Gata. Mulțumesc, Candice, mi-ai salvat viața. Îți mulțumesc. Cu plăcere, Ru. Respiră! Ru, ești bine! Ru! Ru, te rog, nu muri! Ru, de ce tu? Ești tânără! Stai liniștită! Dormi, te rog! Nu! Nu muri! Ru! Ru, te rog! Ru, nu muri! Mi-ai salvat viața, Ru! Nenorocitul ăla a murit și el acum. Ru, Ru, ai dat toată mâncarea jos? Da, a explodat totul. Acum pentru mine, Candice, te rog, Ru, nu muri. Nu muri, te rog. Îmi pare rău, Candice. Acum îți spun, va, să câștigi. Ru! Cânti? Da. Cânti e greu să faci ceva, nu muri și ține-o pe-a ta. Cânti e greu să faci ceva, nu muri și ține-o pe-a ta. Ru, draga mea, ai fost ca o floare de cristal ce strălucește toată viața. Draga mea, Ru, îmi pare rău că ai murit din cauza mea. Eu te-am băgat în asta. Îmi pare rău, Ru. Acum trebuie să salvezi viața. Uite niște flori. Pun peste tine. Paru, odihnește-te în pace. Distrusă. Sunt distrusă. Ajutorul meu a murit acum. Nu știam de ce nu mai cânt. Va trebui să merg. Va trebui să mă salvez. A ajuns deja prea departe. Aranjați ceva, vă rog. Pita! Pita! Ce cauți aici, cap?
de piatră. Vita. Am o rană gravă la picior. Lăbuță, mă doare rău. Lasă-mă să mor, Candice. Doamne, m-ai prins de lăbuță și am crezut că mor. Lasă-mă să mor. Nu vei rezista și tu. Ba da, Pita, eu nu plec de aici fără tine. Mi-ai jurat dragoste. Hai, te voi căra până undeva. Ai nevoie de ceva. În peștera asta va fi totul bine. Pita, te iubesc. Să nu mor și tu. Tocmai a murit Ru și mi-a părut rău. Tatăl ei în această cursă. Nimeni n-a murit. Au murit mulți. Ai nevoie de un medicament. Bine, mă voi duce. Mă voi duce să caut ceva. Doamne, ce să caut pentru săracul Pita? Uite acolo. Niște bagaje de la cei care au murit. Repete. Să iau. Mă întorc la Pita. Pita, medicament. Nu, supă. Bea. Lasă-mă pe mine. Mă simt mult mai bine. Foarte bine. Dacă mă iubești, atunci vino aici lângă mine. Stai, îți voi înfășura rana de la picioruș. Gata. Mulțumesc, Candice. Vin aici. Okay. Este dimineață. Haide să spita. Sunt... În sfârșit am reușit să mă ridic. Foarte bine, Pita. Acum, te rog frumos... Dragi ascultători, vă anunțăm că va fi o petrecere de seară în care vă veți preve să vă prezentați toți care mai sunteți în viață ca să puteți să, ca să puteți să luați un medicament sau mâncare pentru cei răniți. Acum vă aștept pe toți. Ai auzit, Pita? Asta este șansa ta. Mă duc să iau medicamentul. Acum trebuie să mă duc. Nu, Candice. Este prea periculos pentru tine. Nu te duce. Ba, am să mă duc. Nu te duce. Bine. Acum culcă de la lung. Vino și tu lângă mine. Bine. Să mă duc să-l salvez pe Pita. E bine, haide. Mă voi duce să iau medicamentul acela. Dai districtori, cei care ați mai rămas în viață, puteți veni câte doi din același district să câștigați. Vă mulțumim pentru anunț. Yes, eu și Pita vom câștiga. Nu mai e nimeni în viață, suntem singuri. Oh, ba da. Mai e cineva care mă ura pe mine mult. Mi-am amintit. Mai e cineva. În trupa aia. Oaia nebună. Bine. Trebuie să mă duc să o iau. Lasă-mă! Nu o să mor! O să mor tu! Eu am să trăiesc și am să câștig! Tu și Pita veți muri! Ai înțeles? Am să iau eu medicamentul și am să mă fac bine! N-ai să fii tu în viață! Ba, am să fiu eu! Eu am să trăiesc! Eu și Pita! Eu am fost cea care m-a omorât-o pe Ru. A fost așa de bine când am omorât-o. Da,
Eu am făcut-o. Eu l-am pus ca să te omoare, ca să nu mă mor pe mine. O să plătești cu viața. Ba nu, n-am să plătesc. De data asta, Candy, de data asta, pentru că a fost vorba de Ru, fica mea. Îți mulțumesc că tu îți iau medicamentul. Acum chiar suntem singuri. Pita, Pita, am luat medicamentul. Ți-am spus să nu te duci. Acum îți voi da pe rană. Ce s-a întâmplat cu tine, Candice? Păi, e, a fost acolo. A fost, m-a strâns de gâtă, dar m-a salvat cineva pentru Ru, tatăl ei. O, vai, ți-am zis să nu te duci. Dar am vrut să salvez viața, Pit. După ce mi-ai strigat, mi-ai jurat dragoste, nu am putut să te las așa. Bine. Nu mai trecut, îți mulțumesc. Cu plăcere. Nu pot să nu-mi amintesc în fiecare zi. Cum nu am putut eu să-ți aduc pâinea și ți-am aruncat-o ca la porci? Ușor, Pit. Ușor. Ușor, Pita. Nu-i nimic. Măcar și așa m-ai ajutat. Măcar și așa. Dar de-aia mă urai tu. Știu, dar nu ai ce să faci. Ok. Haideți să mergem. Haideți să mergem. Încet. Sprijină-te de mine, Pita. Suntem siguri, putem să ajungem. Dragi districtori, nu mai puteți să ajungeți câte doi din același.